dacă intri tu pe Messenger, așa, sau pe Facebook, ca autor și scrii că sună-l pe fratele tău. Da? Când ai timp, dacă poți și asta, lasă, că nu e... Da? Când ai timp, nici nu e obligatoriu. Dacă poți și dacă vrei. Da? Bine, bine. CSM Focșani se află pe locul 7 în clasament cu 10 puncte, iar CFR Pașcani ocupă poziția a 14-a cu 3 puncte. Ambele formații vin după două victorii obținute în etapa trecută. CSM Focșani a învins în deplasare pe Sănătatea Dărăbani cu scorul de 4-2. Pentru formația noastră au marcat Manu, Pasăre de două ori și Remus Popa. Iar oaspeții CSM Pașcani au obținut prima victorie din campionat împotriva echipei AFC Odorheiu Secuiesc, reușind să se impună cu scorul de 3-2. O vreme foarte frumoasă aici pe stadionul Milcovul. Așadar, avem toate premizele unui joc frumos.
Arbitrii acestei partide sunt Florescu Valentin, ajutat de Peter Iosif și Ciuraru Robert din Sfântul Gheorghe. Observator pentru brigada de arbitri, Burloiu Daniel din Galați. Observator de joc, Chiriazic Constantin din Tulcea. Parlac acum o minge lungă pentru Săpunaru. Și va fi o repunere din colțul careului de 6 metri. În ultimul meci disputat pe teren propriu de către CSM Focșani 2007. Elevii lui Vasile Burgă și Adrian Tom au terminat la egalitate 0-0 cu Bucovina Rădăuți. Să sperăm că astăzi focșanenii se vor impune și vor acumula alte 3 puncte în clasament. Claudiu Mihai pe partea stângă întoarce înapoi pentru Manu. Valentin Ion. Sunt și multe absențe în tabăra echipei noastre. Este vorba despre Negoescu, Mitală, Panaite, Negoiță și Predoiu. Jucători care sunt accidentați. Degajează Beșa lung spre Pasăre, acesta obține o lovitură liberă. Nu este de fapt o lovitură liberă pentru echipa din Pașcani. CSM Pașcani este o echipă de tradiție pentru Liga 3. De mulți ani evoluează în cel de-al treilea eșalon al fotbalului românesc. Iată, oaspeții beneficiază acum de o lovitură de la colț. Arbitrul Florescu Valentin a chemat doi jucători pentru a-i atenționa. Iată o primă ocazie
Claudiu Mihai a respins de pe linia porții. Prima șansă de gol pentru CSM Pașcani. Chiar în debutul partidei. Ne aflăm în minutul 10 al partidei și scorul dintre CSM 2007 Focșani și CFR Pașcani este 0-0. Din tribune se aud încurajările spectatorilor prezenți la meci. Aproximativ 2-300 de spectatori au venit astăzi să urmărească această partidă din cadrul etapei a 8-a campionatului Ligii a 3, așa, dar ne aflăm la jumătatea turului. Parlac își caută un coechipier, îl găsește pe Debiu, acesta însă a scăpat mingea în afara terenului de joc. Iată și rezultatele înregistrate până în acest moment de CSM Focșani. 0-0 cu Aerostar Bacău în prima etapă, pe teren propriu. Apoi tot 0-0 în deplasare cu AFC Hărman. 1-1 pe teren propriu cu ACS Suporter Club Oțelul Galați. Înfrângere cu 2-1 la Odorheiu Secuiesc. Victorie pe teren propriu, 8-0 cu Metalosport Galați. Un alt rezultat de egalitate pe teren propriu, 0-0 cu Bucovina Rădăuți și o victorie în deplasare etapa trecută la Derăbani, scor 4-2. Iată-l pe tânărul portar al focșănenilor, Apenciu Cesei, a ieșit și a reținut de la marginea careului. Antrenorul Vasile Burgă l-a trimis încă de la începutul partidei pe Apenciu Cesei în teren. A considerat că este un meci mai ușor cu o echipă care se află pe locul 14 în clasament. Claudiu Mihai lasă pentru Manu. Manu încearcă o diagonală, însă mingea este trimisă direct în brațele portarului echipei din Pașcani. Claudiu Mihai, Valentin Ion încearcă să accelereze fotbaliștii noștri, o pasă pentru Lupu în interiorul careului, acesta recentrează și va fi lovitură de colț pentru echipa gazdă. Lupu a încercat o centrare. Cred că putea să și șuteze din acea poziție. Iată, tot el se pregătește să execute lovitura de colț. Bine executat cornerul, Parlac nu reușește să reia și va fi o lovitură liberă pentru CSM Pașcani. Pasăre pe partea stângă, la marginea careului și va fi din nou lovitură de colț. Iată, încet, încet, focșenenii se apropie de poarta adversarilor. Încearcă să marcheze încă din primele minute ale partidei.
Reasă Punaru și este 1-0 pentru CSM Focșani 2007. Lupu a executat foarte bine lovitura de colț și iată că Săpunaru a reluat cu capul în poarta oaspeților în minutul 16 al partidei. Se deschide scorul aici pe stadionul Milcovul. CSM Focșani 2007 conduce cu 1-0. E bine că focșanenii au reușit să marcheze repede. Claudiu Mihai reușește o intercepție. Și iată că doi jucători se află căzuți pe gazon. Claudiu Mihai de la echipa noastră se resimte în urma unui duel cu un adversar. E bine că am deschis scorul repede. Echipa noastră va avea timp să construiască cu calm atacurile. Oaspeții vor fi nevoiți să iasă la atac. Clasamentul seriei întâi, pe primul loc se află Aerostar Bacău cu 18 puncte. Pe locul 2 Suporter Club Oțelul Galați, 17 puncte. Și pe locul 3 AFC Hărman cu 16 puncte. Însă în urma meciurilor de astăzi, clasamentul ar putea suferi modificări. Iată și programul etapei de astăzi, etapa cu numărul 8. Aerostar Bacău, AFC Miercurea Ciuc, meci disputat ieri. Au învins băcăoanii cu scorul de 3-0. Iar astăzi se dispută partidele Metalospor Galați Sporting Liești, AFC Hărman, CSM Roman, Suporter Club Oțelul Galați, ACS Târgu Secuiesc, AFC Odorheiu Secuiesc, Avântul Valea Mărului, CSM Focșani 2007, CSM Pașcani și CSM Bucovina Rădăuți, Sănătatea Dărăbani. Zaharia, juniorul focșănean, i-a trimis înapoi lui Beșa, acum Parlac. Îl găsește foarte bine pe Claudiu Mihai pe partea stângă și obținem o aruncare de la margine. Trimite o centrare, respinge fundașii echipei din Pașcani. Și va fi doar un out de poartă.
juniorii din teren a echipei noastre sunt portarul Apeciun Cesei, fundașul dreapta Dediu și mijlocașul Zaharia. Valentin Ion între doi adversari este faultat la jumătatea terenului. Frumoasă preluarea lui Claudiu Mihai, însă nu a mai ajuns la această minge. Foarte activ Claudiu Mihai în această prima repriză. În acest campionat CSM Pașcani a obținut următoarele rezultate. CSM Pașcani, Olimpic Cetate Râșnov 1-4, Sporting Liești, CSM Pașcani 4-0, Aerostar Bacău, CSM Pașcani 3-0, CSM Pașcani AFC Hărman 0-4, Oțelul Galați, CSM Pașcani 3-0 și CSM Pașcani AFC Odorheiu Secuiesc 3-2 etapa trecută, aceasta fiind prima victorie pentru pășcăneni în acest campionat. O acțiune de atac prelungită a oaspeților, un șut din interiorul careului, însă mingea a trecut pe lângă poartă. Gazonul stadionului Milcovu se află în condiții excelente. Administratorul Titi Rusu are grijă ca toate detaliile să fie cât mai bine puse la punct. Fostul fotbalist al echipei Unirea Focșan din anii 80, mereu alături de echipă. Acesta își petrece timpul mai mult aici, la teren. Iată acum beneficiem de o lovitură liberă de la 35 de metri distanță. Valentin Ion, o centru trare, însă prea tare și parla că nu a mai ajuns la această minge. Beșa protejează, iese Apeciun Cesei și degajează.
Beșa pentru Parlac. Focșanenii se află la cârma jocului în aceste momente. Domină această partidă. Acum Manu, Valentin Ion, încearcă să-i trimită lui Zaharia. Ninge ajunge însă în brațele portarului echipei CSM Pașcani. Acesta degajează lung până dincolo de jumătatea terenului. Dediu foarte bine cu capul. Valentin Ion trimite în afara terenului de joc. Săpunaru pentru Claudiu Mihai. Pierde Claudiu Mihai. Intervine însă Beșa. Se apără cu întreaga echipă Pașcănenii, în propria jumătate de teren. Echipa noastră caută spațiile pentru a pătrundere spre poartă. Iată-l pe Manu. Un dribling frumos al acestuia, o centrare foarte bună și Pasăre din 6 metri trimite cu capul peste poartă. Foarte frumoasă acțiunea lui Manu. L-a găsit bine în careu pe Pasăre, însă atacantul focșenean a trimis peste poartă dintr-o poziție bună. Focșenenii încearcă să construiască un nou atac. Beșa pentru Manu, lipit de marginea terenului. Claudiu Mihai intervine și va fi aruncare de la margine. Oaspeții nu reușesc să iasă din propria jumătate de teren. Claudiu Mihai din prima înapoi până la Penci Cesei. Pase repetate ale focșanenilor la jumătatea terenului. Din nou o minge lungă, fără sorți de izbândă.
lovitură de colț acum pentru echipa oaspete. Respinge Parlac pentru moment. Iată, Zaharia recuperează, l-angajează pe Manu, acesta are o viteză bună, însă nu reușește să intre în posesia balonului. Se acordă o lovitură liberă spre nemulțumirea băncii noastre de rezervă. Ne aflăm în minutul 32 al partidei. Scorul este 1-0 în favoarea echipei CSM Focșani 2007. Valentin Ion este faultat în propria jumătate de teren. Manu, dribling frumos al lui Manu, acesta șutează la colțul scurt, lângă bară, însă a intervenit foarte bine portarul echipei din Pașcani și a respins mingea în corner. Bun jocul făcut de Manu, foarte activ mijlocașul focșănean în aceste prime 35 de minute. Lupu execută această lovitură de la colț și iată că în cele din urmă oaspeții scapă fără gol. Zaharia a fost aproape să marcheze pentru 2-0. De la margine se ridică Fanionul, a fost o poziție de offside. Din programul de meci realizat de către ofițerul de presă al clubului, Petric Butuc, am aflat și rezultatele sportivilor de la clubul CSM Focșani 2007, angrenați în competițiile naționale și internaționale. Iată, la arte marțiale, sportivii de la CSM Focșani 2007 au participat în perioada 7-9 octombrie la campionatul mondial de karate care a avut loc la Eger în Ungaria. Sensei Daniel Fusaru a devenit campion mondial cu echipele de kata senior și kata mixt ale României. Andrei Argenteanu a devenit campioană mondială cu echipa de kata tineret și vicecampioană mondială la kata tineret individual. Iar George Dochiu este campion mondial cu echipa de kumite tineret,
De asemenea, Irina Paraschiv, vicecampioană mondială la comite individual cadeți și cu echipa de cadeți Open. Antrenorul sportivilor focșănean este sensei Daniel Fusaru, care este și managerul lotului național de karate al României. Și echipa de handbal vine după o serie de rezultate pozitive. Victorie pe teren propriu cu HC Dobrogea Constanța. Și un meci egal reușit în deplasare la Suceava 19-19. Etapa următoare, handbaliștii focșeneni pregătiți de Viorel Ciubotaru și Bogdan Voica vor juca pe teren propriu împotriva puternicei formații CSM București. Claudiu Mihai își caută un coechipier, îi trimite lui Pasăre. Acesta nu reușește să intre în posesia mingii. Oaspeții vor arunca de la margine. Zaharia face un pressing acolo. Din tribune se aud tobele și vuvuzelele spectatorilor, neîncetat. O acțiune periculoasă de atac pentru CSM Pașcani și este o lovitură de colț. Margine se aud îndemnurile celor doi antrenori, Vasile Burgă și Adrian Toma. Din nou lovitură de colț pentru CSM Pașcani. Respins Pasăre venit în sprijinul apărării și acum o posibilitate de contraatac prin Manu. Foarte bună pasa lui Manu pentru Pasăre. Acesta îi trimite mai departe pe partea dreaptă lui Dediu. Din nou Manu în interiorul careului, un dribling, un șut, respinge în față portarul oaspeților, însă nimeni nu a fost acolo să reia această minge. Frumoasă acțiunea de atac. Ionuț Manu
pune mereu în pericol apărarea oaspeților atunci când se află la minge. Să-l vedem acum pe Lupu pentru Claudiu Mihai. Din nou mingea ajunge în brațele portarului de la Pașcani. Aceste mingi lungi nu-și găsesc destinatarul. Foarte bine, Manu pentru Pasăre, acesta șutează din prima. Cu piciorul stâng, mingea însă a trecut pe lângă poartă. Ne apropiem de finalul primei reprize, o primă repriză dominată de fotbaliștii de la CSM Focșani. Acum Valentin Ion. Înapoi până la Beșa. Claudiu Mihai are în față pe un adversar. Scoate înapoi. Lupu îl găsește bine pe Săpunaru la marginea careului. Centrare înaltă, mingea este însă în afara terenului de joc. Emoții. Pentru ce se a încercat să degajeze, până la urmă a ieșit bine, iată-l acum pe Pasăre, pe partea dreaptă, a încercat să centreze, a fost blocat și va fi lovitul de colț. Ne aflăm în minutul 45, cred că este ultima fază a primei reprize. Manu execută. Din nou centrarea lui Manu. Este însă lovitură de la poartă. Arată asistentul acestei partide. O neînțelegere între cei doi arbitri.
Iată că se încheie primele 45 de minute la pauză. CSM Focșani 2007 conduce pe CSM Pașcani cu 1-0. Gol reușit de Săpunaru în minutul 16. Noi vom reveni după aproximativ 15 minute.
Hadi și bucur acolo. I-a văzut ăsta, nu? Iată că de puține momente a început repriza secundă a meciului dintre CSM Focșani 2007 și CSM Pașcani. La pauză, scorul este 1-0 în favoarea echipei gazdă. Golul a fost marcat de Săpunaru în minutul 16. Pe Zaharia, acum Săpunaru încerca să centreze, pauză, antrenorii echipei noastre nu au efectuat nicio înlocuire. Așadar, pe teren pentru CSM 2007 Focșani se află Apenciu Cesei, Parlac, Beșa, Săpunaru, Mihai, Dediu, Manu, Valentin Ion, Zaharia, Lupu și Pasăre. Antrenorii Vasile Burg și Adrian Tomă. Atropemanu încearcă un șut de la distanță, mingea rămâne în posesia echipei noastre, Claudiu Mihai încearcă să pătrundă. Din nou Manu, iată că este faultat. Foarte activ a fost Manu în primele 45 de minute. Va fi o lovitură liberă. Zaharia și Lupus sunt în preajma balonului, să vedem cine va executa. Lupu pentru Manu. Au încercat o schemă jucătorii echipei noastre. Schema de jucată de apărătorii echipei din Pașcani, care aruncă acum de la margine. Parlac pentru Dediu, acum Săpunaru întoarce înapoi Apenciu Cesei, Beșa, pase între fundași centrali,
pressing al echipei din Pașcani. De bine, Saru, se pot critica și ăștia, dar demonstra că sunt mai bun de Saru. Prea pe piept Săpunaru. Foarte bun control balonului. Este faultat Săpunaru și va fi o lovitură liberă care se anunță periculoasă de la aproximativ 22 de metri de poartă. Este o poziție care îi convine lui Claudiu Mihai. El a mai înscris goluri din lovituri libere, chiar în meciul de baraj cu Teiul Poiana Teiului. A reușit să aducă atunci victoria pentru CSM Focșani. Lovește foarte bine mingea cu piciorul stâng. Iată, zidul este așezat la distanța regulamentară. Șutul lui Mihai pe poartă! Paradă frumoasă a portarului de la CSM Pașcani. Cred că focșanenii vor încerca să se desprindă cât mai repede pentru a nu avea emoții pe final. În etapa trecută, CSM Focșani a condus cu 3-0 la Derebani. Gazdele au marcat atunci de două ori. Pentru 3-2, însă pe final, focșanenii au mai marcat o dată și a reușit prima lor victorie în deplasare din acest campionat. Zaharia pentru Valentin Ion pierde mingea. Oaspeții sunt acum în posesie, însă nu găsesc soluții. Mulți juniori în echipa din Pașcani, o echipă tânără. În clasament, CSM Focșani se află pe locul 7 cu 10 puncte. Dacă ar câștiga astăzi, ar acumula 13 puncte și ar mai urca în clasament una sau două poziții. Pentru că echipa de pe locul 6, Cetate Râșnov, stă în această etapă. Iată-l pe Săpunaru, reușește preluarea. Însă este deposedat și mingea este trimisă în corner. Manu trimite o centrare, boxează portarul oaspeților, Zaharia. A încercat să șuteze. Tot Zaharia, însă a scăpat mingea în afara terenului de joc. Claudiu Mihai, o incursiune pe partea stângă. Este o nouă lovitură de colț de pe partea stângă. Execută foarte bine la colțul scurt, însă atent portarul oaspeților reține.
Iată și rezultatele înregistrate în Liga a doua. Dar să urmărim această acțiune de atac. Pasăre. Îi pasează lui Manu. Are o poziție bună de a șuta. Bară și mingea refuză să intre în poartă. Mingea a trimis de Manu pe jos la firul ierbii, a lovit stâlpul din stânga al porții și a revenit în teren. Iată rezultatele înregistrate în Liga a doua. Chindia Târgoviște, Metaloglobus, București 3-0. Dacia Unirea Brăila, CS Mioveni 2-2. FC Argeș, Academia Clinceni 1-1, Foresta Suceava, Dunărea Călărași 0-2, Luceafurul Oradea, CSEA Fumați 1-2, șutul lui Claudiu Mihai, mingea trece peste transversală. Știința Miroslava, Olimpia Satu Mare 2-1, Ripensia Timișoara, CS Balotești 1-2 și Sportul Snagov, Pandurii Târgu Jiu 0-0. Focșănenii au început bine această repriză secundă, au avut și două situații de a înscrie. Caută să marcheze cât mai repede golul 2. Iată-l pe Manu, acum Lupu, șut de la distanță al lui Ștefan Lupu, din ce trece însă peste poartă. Etapa următoare, focșănenii vor evolua în deplasare cu Avântul Valea Mărului, echipă care se află pe locul 13 în clasament, o deplasare unde pot obține puncte. Iată că după un început de campionat mai dificil cu echipe puternice, în ultimele etape, focșănenii întâlnesc echipe mai accesibile. Echipe cu care se pot face puncte. O clasare cât mai bună în actuala ediție de campionat este obiectivul echipei din Focșani. Iată-l pe Manu, bună centrarea lui Manu, Pasăre nu reușește să reia spre poartă. Nu cred că oaspeții au trecut de jumătatea terenului în această repriză secundă. Iată-l pe Valentin Ion, este o dominare totală a focșănenilor, Lupu. Însă dominarea nu se concretizează. O nouă lovitură liberă, liberă pentru CSM Focșani. Lupu a fost faultat aproximativ 20 de metri de poartă. Valentin Ion ia mingea și se pregătește să execute. Este posesorul unui șut puternic. Un zid format din 5 jucători. Valentin Ion, mingea trece peste transversală. Nu a găsit spațiul porții.
Iată-l pe antrenorul Vasile Burgă la marginea terenului. Cu emoții trimite Claudiu Mihailu Apenciu Cese, însă tânărul portar Focșanean a reușit o preluare foarte frumoasă cu un pasăre. Jocul continuă. Oaspeții aruncă de la margine, respinge Parlac. O singură ocazie de gol pentru CSM Pașcani în această partidă, chiar în minutul 5. Oaspeții au trecut pe lângă deschiderea scorului. Lupu, neinspirat, trimite această minge, acolo nu se afla niciun coechipier. Focșanenii construiesc cu calm un nou atac, Beșa. Din nou Oaspeții sunt cu întreaga echipă în propria jumătate de teren, o apărare aglomerată. Lupul angajează pe Zaharia, iese portarul și reține, iată, recuperează Zaharia, șutează și mingea lovește transversala. Din nou șansă de gol. Zaharie a încercat să lobeze mingea peste portarul ieșit. Iată un șut periculos și Oaspeții marchează. Este greșeala portarului Apenciu Cese, care nu a fost atent. Iată că ocaziile se răzbună. În minutul 62 CSM Pașcani reușește egalarea. Dacă nu au reușit să înscrie focșenenii din situațiile care le-au avut în această repriză secundă, iată că Oaspeții au marcat la o fază care nu anunța nimic. Iată că focșenenii vor fi nevoiți să alerge acum după golul victoriei.
ține de această dată pentru CSE la marginea suprafeței de pedeapsă, cu un parlac, Lupu. Este o lovitură liberă pentru echipa noastră. Claudiu Mihai va executa. Beșa și Parlac sunt în careul oaspeților pentru a relua această centrare. Respinge defensiva oaspeților. Lupu înapoi, acum Dediu. Manu obține lovitura liberă. Să sperăm că focșenenii nu se vor precipita și vor găsi drumul spre poarta pășcănenilor. Săpunaru a trimis o centrare, însă mingea a trecut prin spatele porții. Oaspeții repun din colțul careului de 6 metri. CSM Pașcani se află în atac. O centrare. Respinge săpunarul, rămân pășcănenii în posesie. Au prins curaj după marcarea golului. Lupu obține aruncarea de la margine. Un rezultat nedrept înregistrat în aceste momente, ținând cont de raportul ocaziilor. Însă fotbalul se joacă pe goluri.
s-a așternut liniștea și în tribunele stadionului Milcovul, nu se mai aud nici tobele și vuvuzelele. Poate că acum jucătorii focșaneni ar avea nevoie de încurajări. Beșa pentru Lupu. Din nou o minge lungă care nu-și găsește destinația. Se pregătește o înlocuire la echipa noastră. Pe margine se află Remus Popa, care așteaptă ca mingea să iasă în afara terenului de joc. Au mai scăzut ritmul focșănenii după un început bun de repriză. Au avut trei ocazii mari de a înscrie în repriza secundă, însă oaspeții au reușit să egaleze la o fază care nu a anunțat nimic. Lupu este oprit prin fault și acum se va produce prima înlocuire la formația din Focșani. Valentin Ion este înlocuită de Remus Popa. Vasile Burgă încearcă să crească forța ofensivă a echipei noastre. Remus Popa a marcat etapa trecută la Drăban. Să sperăm că o va face și astăzi. O nouă schimbare la CSM Focșani. Iese Dediu de pe teren și intră Duca. Săpunaru trece pe postul de fundaș dreapta. Un nou jucător ofensiv a fost trimis în teren.
Manu pe partea dreaptă este singur în acea parte a terenului. Se descurcă bine mijlocașul nostru, Săpunaru. Zaharia trimite pe partea cealaltă lui Claudiu Mihai. Iată-l pe Duca. A încercat să dribleze, însă a pierdut mingea, a comis și fault. Iată că focșănenii trebuie să se întrebuințeze serios pentru a obține cele trei puncte. Ei singuri și-au creat un joc greu. Nu au reușit să puncteze atunci când au avut șansa. Lupu pentru Pasăre, pătrunde în careu Pasăre, șut al atacantului focșănean, va fi lovitură de colț. Un jucător al oaspeților se află întins pe gazon. Ne aflăm în minutul 77 al partidei. Scorul este 1-1. CSM Focșani 2007 este echipa cu cele mai multe rezultate de egalitate înregistrate în cele 7 etape disputate până acum, numai puțin de 4 meciuri. Au terminat la egalitate focșanenii. Degajează Parlac direct în afara terenului de joc. Oaspeții nu se grăbesc în aceste momente, le convine acest rezultat de egalitate. Iată-l pe Popa. Obținem în cele din urmă o aruncare de la margine. Săpunaru, Lupu, Zaharia pentru Claudiu Mihai.
Iată că se acordă un cartonaș galben pentru un jucător al echipei din Pașcani. Oaspeții efectuează și ei o înlocuire. 10 minute au mai rămas de disputat din această întâlnire. Să sperăm că până la urmă focșanenii vor reuși să marcheze golul victoriei. Nu reușesc focșanenii să se apropie periculos de poartă, atacurile se opresc undeva la 20-30 de metri de poartă. Iată că Pașcaniul obține acum o lovitură liberă, Beșa primește un cartonaș galben. Se anunță o lovitură liberă periculoasă pentru poarta lui Apenciu Cesei. Un zid format din doi jucători. Să vedem dacă va fi o centrare sau un șut direct spre poartă. Direct la poartă și mingea lovește plasa laterală. Emoții pentru poarta lui Apenciu Cesei. Pașcanenii puteau da lovitura de grație în minutul 84. Greșește pasa Duca, se precipită în aceste momente fotbaliștii noștri. Din nou un șut care a încercat să-l surprindă pe portarul Apenciu Cesei. Așa au marcat golul egalizator oaspeții. Săpunaru reușește deposedarea. Duca acum pentru Claudiu Mihai. Ar trebui să accelereze mai mult în faza ofensivă. Este o lovitură liberă de la jumătatea terenului.
Lupul se ridică în cele din urmă și jocul va fi reluat cu o lovitură liberă pentru formația noastră. O nouă înlocuire se pregătește la CSM Focșani 2007. Pe marginea terenului se află Budeanu. Jocul s-a reluat, acum Beșa, Săpunaru, trimite înapoi lui Parlac. Duca. Pase repetate la jumătatea terenului, din nou o minge înapoi pentru Parlac, se apără bine Pășcăneni, iată pe Zaharia. Manu. Lupu, preluare, încercat să-i trimite lui Manu. Este faul comis de Lupu și va fi lovitură liberă pentru echipa din Pașcani. O nouă înlocuire pe teren, intră Budeanu, acesta îl înlocuiește pe Zaharia. Ne aflăm în minutul 87 al partidei. CSM Focșani și CSM Pașcani se află la egalitate, scor 1-1. Iată o discuție între arbitrul întâlnirii și antrenorul Vasile Burgă. Nemulțumit tehnicianul focșănean. Aceste întreruperi nu fac deloc bine. Aceste fragmentări ale jocului le convin fotbaliștilor de la CSM Pașcani. Trebuie să remarcăm că după ce oaspeții au reușit golul egalizator, focșănenii nu au mai avut nicio ocazie de a înscrie. Este o aruncare de la margine pentru CSM Pașcani spre nemulțumirea băncii de rezerve a focșănenilor. Iată pericol la poarta lui Apenciu Cesei. Pășcănenii se află în atac. Degajează Parlac. Mingea rămâne în posesia oaspeților. Protejează Săpunaru și va fi lovitură din colțul careului de 6 metri. Iată că arbitrul întâlnirii a arătat minutele de prelungire. 4 minute mai au la dispoziție focșănenii să înscrie golul victoriei. Iată-l pe Pasăre pătrunde în careu, centrare. Mingea este trimisă prea puternic și Budeanu nu mai ajunge. Trage de timp portarul echipei din Pașcani.
Iată, oaspeți periculoși, acum intervine Săpunaru. Beneficiem de o lovitură liberă de la jumătatea terenului. Execută greșit Beșa, s-a grăbit. Acum recuperează Claudiu Mihai. Este oprit prin fault Claudiu Mihai. Este necesară intervenția medicului. Un jucător al oaspeților este căzut pe gazon. Ce păcat că focșănenii au irosit multe ocazii în această partidă. Iată-l pe Claudiu Mihai. Aglomerație mare în careul oaspeților. Claudiu Mihai va arunca mingea. Budeanu de la distanță, însă mult peste poartă. Un rezultat de egalitate care nu este unul echitabil. Practic, echipa din Pașcani nu a contat în atac, însă a fost de ajuns ca oaspeții să înscrie un singur gol. Cred că focșănenii vor înregistra cel de-al cincilea rezultat de egalitate în actuala ediție de campionat, dintre care patru pe teren propriu. Ultimele încercări ale focșănenilor pentru a obține victoria, însă oaspeții s-au grupat foarte bine în defensivă. Acum Săpunaru pentru Manu. Va fi o aruncare de la margine. Remus Popa înapoi pentru Manu. Un hands comis și va fi o lovitură liberă. Cred că este ultima fază a acestei partide. Toți jucătorii echipei CSM 2007 Focșani se află în careul oaspeților. Claudiu Mihai, să vedem dacă va centra sau va trimite direct spre poartă.
Claudiu Mihai direct spre poartă și gol! Claudiu Mihai marchează un golazo! Direct în vincul, bucurie de nedescris în tabăra echipei noastre. În minutul 90 plus 5, Claudiu Mihai reușește să aducă victoria echipei CSM 2007 Focșani. Claudiu Mihai și-a asumat responsabilitatea și a trimis direct spre poartă. Este unul dintre cele mai frumoase goluri pe care le-am văzut în acest campionat, marcat aici pe stadionul Milcovul. Și iată că în acest moment se încheie partida. Victorie smulsă în ultimul minut de prelungire. CSM 2007 Focșani reușește să câștige în cele din urmă cu scorul de 2-1 în fața echipei CSM Pașcani. Golurile formației noastre au fost marcate de Săpunaru în minutul 16 și Claudiu Mihai în minutul 90 plus 5. Oaspeții au egalat în minutul 63. O victorie meritată în cele din urmă, dacă ținem cont de ocaziile pe care și le-au creat focșănenii. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste două săptămâni pentru o nouă transmisiune realizată pe canalul de YouTube Est Media Press.